Ați să prezint niște becuri H7 auto pentru faruri. Mai exact, Osram Nightbreaker Laser, varianta cu 150%. Ne spune că are putere luminoasă 150%, are 150 de metri rază și 20% fascicul luminos sau ceva de genul. E un pachet de două, se poate vedea becul. Bineînțeles, stickerul. Aici iarăși ne spune față de standard. Avem cum se pot monta. Sunt făcute în Germania. Cam atât. Le voi desface, monta și revin. În prima fază o să fac un test cu farurile actuale, cu becurile actuale de la Hella, originale, și compar cu astea. Vedem rezultatul. Continuăm. Bun, acum puteți vedea testul cu farurile stock sau becurile originale de la un Fiat Tipo, mai exact Hella, originale Hella. Să vedem dacă o să fie vreo diferență între Hella, adică astea sunt galbene, se poate vedea lumina, este galbenă, și niște Osram Nightbreaker, varianta cu 150%. O să revin cu ele în câteva zile, pentru că acum e seară, nu o să le schimb următoare zi. Bun, continuăm. Și cam asta este rezultatul cu Osram Nightbreaker Laser. Se vede lumina mult mai albă, fasciculul luminos este mult mai concentrat și, da, pot să spun că e un plus. Lumina, nu știu dacă e 150%, cum zic ei, dar cel puțin 50% în plus are, care, pe părerea mea, chiar contează. Da. Ce să zic, cam asta a fost scurta prezentarea acestor becuri. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi cât mai bună, la revedere!